Onorată asistență, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, dragă pretendentă, bună ziua! Astăzi, 25 iunie, asistăm la susținerea tezei de doctor a domnului Dolea Sorin cu tema soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional. Voi prezenta membrii Comisiei de Doctorat care corespund actului emis de către Comisiei de Doctorat, potrivit procedurii de susținere a tezilor de doctorat în cadrul Școlii Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova, președintele Comisiei Cojocaru Violeta, doctor habilitat în drept profesor universitar, conducător de doctorat Băieș Aurel, doctor habilitat în drept profesor universitar, referent Mihalache Iurie, doctor habilitat în drept conferențiar universitar, doamna Grebincea Lilia, doctor în drept conferențiar universitar, la fel în calitate de referent, și lipsa unui referent care este permisă de către actele regulatorie, este vorba de domnul Bâtcă Ion, doctor în drept conferențiar universitar, care a prezentat avizul integral și va fi citit de către secretarul Comisiei de Doctorat. Potrivit normelor de susținere, avem o anumită etapizare în susținerea acestei teze de doctorat. Vom oferi cuvântul secretarului pentru a prezenta actele pretendentului la titlul de doctor în drept. Ulterior, domnul Dolea va prezenta argumentarea, rezultatele științifice și recomandările și concluziile demersului științific al dânsului. Susținerea este publică, eventual, dacă cei prezenți în sală doresc să adreseze întrebări, sunt binevenite. Participarea referenților, la fel, cred eu, va genera anumite discuții științifice, pentru că această susținere să scoată în evidență acele părți bune și foarte bune pentru știința din Republica Moldova, cu propunerea anumitor propuneri de legi ferenda meritorii și care, credem noi, se vor lua în considerare de către legiuitorul din Republica Moldova. Doamna Tatiana, vă rog. Bună ziua, stimați membri ai Comisiei, stimată audiență, stimați candidat la titlul științific de doctor în drept, în conformitate cu regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat, avizate către Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova la 25.06.2022, candidatul la susținerea publică a tezei de doctor urmează să prezinte Comisiei de Doctorat următoarele acte. Teza de doctorat, extrasul prin decizia Consiliului Științific a USMEI de aprobare a temei conducătorului științific și a membrilor Comisiei de Îndrumare. Extrasul prin procesul verbal numărul 4 de la ședința 2018 a Consiliului Științific a Universității de Stat din Moldova, prin care a fost aprobată tema pentru teza de doctorat, domnul Dolea Sorin, în formula soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul instituțional, specialitatea 553-06, drept internațional și european privat, confirmarea calității de conducător rol științific al domnului profesor universitar doctor habilitat de Băieșu Aurel și desemnarea calității de membru ai Comisiei de Îndrumare a următorilor persoane: Cojocaru Violeta, profesor universitar doctor habilitat în drept, Belie Elena, conferențiar universitar doctor în drept și Plotnic Olisa, conferențiar universitar doctor habilitat în drept. Următorul act anexat la dosarul candidatului este adeverință eliberată de oficiul studii de doctorat și postdoctorat al Universității de Stat din Moldova, numărul 56-22-26-12-2022, prin care se atestă că în toți anii de studii doctorandul a acumulat minimul necesar de 140 de credite de academici pentru a fi admis la susținerea publică a tezei de doctorat. La materialele dosarului, de asemenea, este anexată lista lucrărilor științifice întocmite în conformitate cu rigorile regulamentului instituțional și în conformitate cu clasificarea de date de drept manager, curriculum vitae al candidatului, lista și confirmările la participările la manifestările științifice. De asemenea, avem adică procesul verbal din 14 noiembrie 2022 a conducătorului științific și a membrilor comisiei de îndrumare, prin care se comandă teza pentru examinare cadrul departamentului de profil, urmat de avizul conducătorului științific și a membrilor comisiei de îndrumare. Avem procesul verbal din 15 decembrie 2023, eliberat de către Departamentul Drept Internațional și European din cadrul Universității de Stat din Moldova, urmat de
avizul. Departamentului la teza de doctorat, tabelul din gradul de realizare a obiectelor și studiilor participanților la ședința Departamentului de Internațional și European al Facultății de Drept, demersul înaintat de către conducătorul științific, doctor habilitat, profesor Star Aureu Băieșu, cu privire la componența nominală a Comisiei de Atumare a Statului 2004-2023, informația privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei pentru Susținerea Publică a Tezei de Doctor, raportul antiplagiat trimis în adresa Comisiei, a Secretarului Comisiei Integral, în care se arată că coeficientul de similitudine 1 este 12,66%, coeficientul de similitudine 2, 2,67% și cel de-al treilea este 9,76%, urmat de rezoluția conducătorului științific cu privire la faptul că teza de doctorat este o teză originală și nu conține elemente de plagiat. Declararea cu privire la originalitatea tezei de doctorat, semnată de către studentul doctorant și conducătorul de doctorat, extrasă din procesul verbal numărul 6 de la ședință din 26 aprilie 2023 a Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, prin care a fost aprobată componența nominală a Comisiei pentru Susținerea Publică a tezii de doctor a domnului Doia Sorin, referatele de analiză prezentate anticipat secretarului Comisiei a referenților oficiali, adverințele de la Biblioteca Universitară și de la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, precum și toate confirmările de la Oficiul Poștal, rezumatele de tezei de doctorat au fost expediate la lista instituțiilor stabilite prin procesul verbal numărul 1 a ședinței Comisiei de Doctorat de 18 mai 2023. Dacă sunt întrebări, la dosarul de ședință. Nu sunt, da? Atunci, la această etapă, să dorim cuvântul. Potrivit regulamentului, sunt în jur de 20-30 de minute ca să prezinți lucrarea. Stimați membrii comisiei, stimați auditoriu, bună ziua! Astăzi voi prezenta rezultatele cercetării mele pe subiectul soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional. Structura prezentării este identică cu structura tezei. Voi începe, mă oferesc cu introducere și voi finaliza cu concluzii generale și recomandări. Teza de doctor ține de interacțiunea dintre două regimuri juridice, dintre regimul juridic contractual și un regim juridic guvernat de tratatele investiționale. Orice persoană poate încheia un contract investițional cu statul Republica Moldova prin intermediul organelor sale. Contractul respectiv este guvernat de o lege națională și conține deseori o clauză de selecție a forului sau o convenție arbitrală. Dacă persoana respectivă este un național al statului cu care Republica Moldova are încheiat un tratat de protecție și promovare a investițiilor, atunci persoana respectivă este un investitor străin în sensul tratatelor investiționale. Ori de câte ori o conduită a statului prin intermediul organelor sale poate încălca un contract sau contractul investițional și în același timp o prevedere din tratatul investițional, investitorul are opțiunea de a iniția două sau mai multe litigii paralele, atât în temeiul contractului investițional, cât și în temeiul tratatului de protecție a investițiilor. Această situație poate duce la ulterior la o posibilă dublă compensare de către stat pentru unul și același pretins prejudiciu. Am pornit de la ipoteza faptului că în procesul investițional apar inevitabil dispute dintre organele statului și investitorii străini. Scopul cercetării a fost, în primul rând, de a determina care sunt sursele și premizele soluționării litigiilor contractuale în arbitrajul investițional și a proceselor paralele ca efect al acestea. 2. Diferitele abordări și interpretări manifestate de tribunalele arbitrale investiționale și de doctrinari în domeniu. Și 3. Am încercat să scot în evidență careva recomandări și soluții la problema soluționării litigiilor contractuale în arbitrajul investițional.
Din câte cunosc, este una printre primele lucrări în domeniul arbitrajului investițional, deși sunt foarte multe lucrări în domeniul arbitrajului comercial scrise în Moldova, în mare majoritate scrise de către membrii Comisiei de Doctorat. În cercetarea efectuată am analizat atât doctrina națională cât și internațională, aproximativ 250 cauze arbitrale, inclusiv toate cauzele cu implicarea Republicii Moldova și o cauză când un investitor din Republica Moldova a intentat un proces arbitral împotriva unui stat terț, precum și legislația aplicabilă investițiilor străine. Până a trece la fondul problemei, nu pot să nu menționez în general și pe scurt ce sunt tratatele investiționale. Sunt acele tratate încheiate dintre două sau mai multe state, prin care statele își asumă anumite angajamente și oferă anumite garanții investitorilor din celălalt stat contractant. În general, practic toate tratatele investiționale, mare parte toate care le-am văzut eu, conțin o clauză de soluționare a disputelor. Și acea clauză prevede că investitorul, în cazul în care consideră că îi sunt lezate drepturile prevăzute de tratatul investițional, poate intenta o procedură arbitrală la fața diferitor foruri. De obicei, ele sunt centrul ICSID, înființat de Convenția privind reglementarea diferendelor relative la investiții din Washington 1965, fie Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm și multe alte foruri internaționale. Aceasta este o schemă de încheiere a tratatului, de ilustrare a protecției investitorilor în temeiul tratatelor investiționale. Republica Moldova are încheiate 42 de tratate investiționale, de asemenea este parte la Tratatul Cartei Energiei, începând cu anul 1998, parte la Convenția ICSID din anul 2011. Și pe scurt despre tratatele investiționale. Bine, pentru ca un tribunal arbitral să poată examina o pretenție contractuală în arbitraj investițional, tribunalul trebuie să aibă competența materială și personală. În general, tratatele investiționale protejează investitorii străini care Republica Moldova are încheiat un astfel de tratat. Majoritatea din numărul tratatelor prevăd că investitorul străin este orice persoană fizică sau juridică, națională al statului de unde vine, care investește în statul gazdă. Convenția ICSID mai prevede că persoanele juridice înființate pe teritoriul statului gazdă sunt tot considerate ca fiind investitori străini dacă aceste persoane juridice sunt controlate de către persoane naționale ale statului contractant. Pentru ca investitorul străin să fie protejat, dânsul trebuie să aibă o investiție, trebuie să realizeze o investiție pe teritoriul statului gazdă. Și de obicei, tratatele investiționale prevăd că investiții înseamnă orice fel de active, orice fel de patrimoniu. Și mare parte enumerează o listă neexhaustivă de ce ar putea constitui investiții. Multe din tratate, inclusiv și tratatul Cartei Energiei, prevăd că drepturile contractuale, sub drepturile de creanță sau alte drepturi în conformitate cu un contract, sunt calificate drept investiții. Prin urmare, în cazul în care tratatul recunoaște o ANAS drepturile contractuale ca fiind investiții, atunci tribunalul arbitral poate să-și exercite competența materială pentru a examina pretențiile contractuale. Și recunoscându-și competența, va trece la etapa admisibilității pretențiilor sau chiar și la etapa fondului litigiului. Odată determinată competența materială, personală, ok, pe lângă este două maestri, rațiune temporis, dar este în afară obiectului cercetării, tribunalul examinează admisibilitatea pretențiilor contractuale. Sunt trei categorii de prevederi, clauze care ar putea afecta admisibilitatea pretențiilor. Acestea sunt clauzele umbrelă, sunt cerințele privind epuizarea remediilor naționale și așa numitele clauze răscruce. Cele mai problematice prevederi din jurisprudență, doctrină și jurisprudența arbitrajului investițional cu privire la pretențiile contractuale sunt clauzele umbrelă, deoarece acestea prevăd, în general, mare parte, că statul își asumă
să respecte orice obligație asumată anterior față de investitorul străin. Și problema pusă în discuție în jurisprudența arbitrală este dacă obligațiile contractuale asumate de o entitate de stat sau un organ de stat față de investitorul străin cade sub incidența clauzei umbrelă și corespunzător poate tribunalul arbitral să examineze pretenții contractuale în temeiul unui tratat investițional. Jurisprudența este neuniformă. Sunt cel puțin 4 abordări în jurisprudența arbitrală care interpretează în mod diferit astfel de obligații. Începând cu faptul că tribunalul a considerat că dacă statele au hotărât să includă astfel de prevederi în tratat, atunci statele au avut în vedere că tratatul acoperă și pretențiile contractuale, alte tribunale au considerat că pretențiile contractuale trebuie să fie soluționate în forul desemnat de contract și conform legii aplicabile contractului și genere regulilor contractuale. O altă cerință care poate afecta admisibilitatea pretențiilor contractuale este cerința privind epuizarea remediilor naționale. Este un principiu bine cunoscut în dreptul internațional și este puțin aplicabil, aplicat de fapt în arbitrajul investițional. De obicei, tribunalele arbitrale consideră că epuizarea remediilor naționale nu este o obligație, dar este un drept și că investitorul poate să se confrunte cu anumite piedici în justiția națională, dar deci este un concept în arbitrajul investițional mai puțin discutat cu privire la pretențiile contractuale. Și clauzele reciproce care impun practic investitorul să aleagă un for pentru soluționarea disputei sale investiționale. Fie e vorba de instanțe naționale, fie că e vorba de un tribunal arbitral internațional. Și asta este un exemplu dintre acordul dintre Republica Moldova și România privind și Georgia privind promovarea și protecția investițiilor. Odată ce tribunalul, să presupunem, că a considerat că pretențiile contractuale sunt admisibile, atunci tribunalul va examina în ce măsură statul poartă este vinovat în sensul tratatelor investiționale pentru conduita organelor și entităților sale. Deoarece, în mare parte, deci toate contractele investiționale încheiate cu statul sunt încheiate cu un organ al statului. Prin urmare, când vorbim despre atribuirea conduitei, sunt două categorii de subiecți. Vorbim despre organele statului, care sunt Parlamentul, Guvernul, Ministerele, agențiile și toate entitățile subordonate Guvernului, și entitățile de stat, care sunt întreprinderi de stat și alte entități care nu sunt calificate drept organe de stat. Cel mai problematic în a determina dacă conduita unei întreprinderi de stat este atribuită statului, este atunci când se încheie un contract cu întreprinderi de stat, unde statul are o participație, spre exemplu, minoritară sau chiar și fiind majoritară. Este complicat deoarece este greu de determinat unde întreprinderea de stat, unde statul a acționat ca parte pur la un raport comercial și unde statul a acționat ca suveran, ca parte la un tratat investițional. Fără a intra în detalii, deși în teză este discutat pe larg despre entitățile de stat și atribuirea conduitei lor către stat, în general, proiectul de articole a Comisiei de Drept Internațional recunoaște trei situații atunci când conduita unei entități de stat este atribuită statului. Este situația în care entitatea exercită autoritate guvernamentală, este situația în care conduita sa este dirijată sau controlată de către stat, sau situația când conduita este recunoscută și adoptată de un stat ca fiind proprie. Tot ce am vorbit începând cu competența tribunalului arbitral și finalizând cu atribuirea, poate duce la procese paralele, cum și-a menționat de la început. Aceste procese paralele țin de pun la mână soluționarea unui litigiu contractual în forul desemnat contractual și soluționarea unui dispute investiționale soluționate în temeiul tratatului investițional. În general, procesele paralele, definiția lor este arhicunoscută, dar sunt acele procese când, în același timp,
Scopul revendicărilor este același, faptele pe care se bazează revendicările sunt același, temeiurile juridice a revendicărilor este același sau substanțial identic și părțile sunt manifest aceleași interese. Cel mai problematic, discutând sau în prin prisma tratatelor investiționale, cel mai problematic element este temeiul juridic, deoarece în forul desemnat contractual, părțile își temează pretențiile în temeiul unui contract și în temeiul legii care guvernează contractul respectiv. Pentru că în arbitrajul investițional, părțile își întemeiază argumentele pe tratatul investițional, prevederile tratatului investițional, jurisprudența arbitrală investițională care interpretează tratatele, prevederile respective și nu putem spune că temeiul juridic este același. Toate acestea, în cercetarea mea, am încercat să dau o recomandare sau o opinie, precum că tribunalele arbitrale investiționale, în cazul în care constată că temeiul esențial a pretenției sau baza esențială a pretenției ține de de drepturile și obligațiile contractuale, atunci tribunalul nu trebuie să-și exercite competența și asta ține de forul desemnat de contract. Câteva cauze din jurisprudența națională, deci și Republica Moldova a fost în situația în care a fost expusă unor procese paralele. Cel mai recent și binecunoscută cauză este Comaxavia contra Republicii Moldova, dispută care reiese dintr-un contract de concesiune. Apropo, Tribunalul Arbitral în august 2022 a considerat că nu are competență materială asupra pretențiilor și, da, și în același timp disputa respectivă se examina în instanțele naționale. Charles Arif sau proprietarul magazinilor Le Bridge disputa se referea la șir de contracte de locațiune a magazinelor duty free în diferite puncte de trecere vamală și în situația respectivă reclamantul își revendica drepturile atât în instanțe naționale cât și în arbitraj investițional. Altele două cele mai clasice cauze sunt Energorânăc și Energoalianț contra Republicii Moldova, care se bazează pe un contract de furnizare a energiei electrice și în genere disputa vizează executarea sau neexecutarea de fapt a unor obligații de plată de către o întreprindere de stat. Toate acestea, reclamanții, sunt două cauze absolut diferite, au inițiat procese arbitrale investiționale contra Republicii Moldova, una dintre care, Energoalianț, încă se află pendent din proceduri de desființare în Franța, deoarece locul arbitrajului a fost în Franța. În acest capitol am încercat să expunem careva soluții de evitare a proceselor paralele sau cum ar putea tribunalele arbitrale justifica faptul că nu au competență să examineze pretențiile contractuale. Vorbim despre două principii și o categorie de clauze. Vorbim despre puterea lucrului judecat, despre litispendența și despre așa numitele clauze de renunțare atunci când în contractul investițional, dar și în tratatul investițional, părțile sunt de acord ca odată inițiată o procedură judiciară să nu recurgă la alte foruri sau alte mecanisme de soluționare a disputelor. În urma cercetării efectuate, am formulat 4 categorii de concluzii generale și recomandări. Deci, în primul rând este vorba despre concluzii generale cu privire la materia doctrinei arbitrajului investițional. 2. Cu privire la prevederile tratatelor investiționale la care Republica Moldova este parte și cu recomandări pentru comisiile delegate de către stat să negocieze aceste tratate, cu privire la legislația Republicii Moldova și cu privire la contractele investiționale încheiate de către autoritățile statului. Prima categorie de concluzii generale și recomandări se referă la materia doctrinei arbitrajului investițional. După cum am relatat anterior, sunt câteva faze de examinare pretențiilor contractuale. Prima fază este examinarea la etapa competenței tribunalului arbitral, după care la etapa admisibilității pretențiilor și după care la faza fondului, atunci când se examinează în ce măsură conduita unui organ sau entități de stat care a încheiat un contract investițional, în ce măsură conduita sa este atribuită statului.
A doua categorie de concluzii generale și recomandări ține de tratatele investiționale la care Republica Moldova este parte. Și aici am început cu faptul că recomand la definiția investiției să nu includă și drepturile contractuale sau creanțele monetare. Deoarece dacă în definiția investiției sunt incluse astfel de drepturi, atunci tribunalul arbitral are competența materială să examineze pretențiile contractuale. După care, am menționat despre clauzele umbrelă care sunt problematice și care dau naștere la diferite interpretări jurisprudența arbitrală, am recomandat să le excludem sau să limităm aplicabilitatea lor și să excludem termenii precum oricare angajament sau oricărui angajament. Deoarece, prin cuvintele oricare angajament, se are în vedere absolut toate angajamentele asumate fie de stat, fie de organele sau entitățile a căror conduite sunt atribuite statului. De asemenea, conștientizăm că Republica Moldova este o țară mică și în negocierile tratatelor cu statele exportatoare de capital va fi complicat de a insista la măsuri radicale, dar în orice caz considerăm că măcar limitarea aplicabilității clauzelor umbrelă este binevenită. De asemenea, am recomandat includerea clauzelor răscruce și a clauzelor de renunțare în textul tratatelor investiționale. În particular, vorbim despre clauzele răscruce, recomandând de a include formularea precum că, odată inițiată procedura în temeiul prezentului articol din tratat, investitorul nu va iniția o altă procedură cu privire la oricare altă chestiune direct sau indirect asociată disputei investiționale. Și o clauză de renunțare unde investitorul renunță, practic, la recurgerea altor sau la aplicarea altor mecanisme de soluționare a disputelor, decât cea deja aleasă, odată cu inițierea procedurii arbitrale în arbitraj investițional. Cu privire la legislația Republicii Moldova, am expus un șir de recomandări și un șir de concluzii. Deci, în primul rând, o parte din normele inserate în legea cu privire la investiții în activitate de întreprinzător sau legea cu privire la parteneriate publice și private conțin norme conflictuale și norme care deschid ușile părților la contractul respectiv să recurgă la alte foruri, inclusiv foruri internaționale, pentru soluționarea disputelor lor. Spre exemplu, am recomandat excluderea articolului 3 din legea 81-2004, asta e legea cu privire în activitate întreprinzător, terminul sau al dreptului internațional, deoarece am considerat că disputa guvernată de această lege trebuie să fie soluționată conform dreptului național, disputa investițională va fi soluționată conform dreptului internațional. Este discutabil în ce măsură va fi interpretat o astfel de recomandare, dar considerăm că va limita premisele inițierii unor procese paralele. Sau de a exclude din definiția investiției drepturile de creanță monetară sau alte forme de obligații față de investitor și au o valoare economică și financiară. Aceasta tot deschide ușile investitorul de a pretinde faptul că în temeiul legii naționale dânsul are o investiție prin prisma faptului că deține drepturi de creanță monetară. De asemenea, propus înlocuirea sau reformularea diferitor prevederi din aceeași lege numărul 81 din 2004, care menționează, spre exemplu, hotărârea arbitrală, indiferent de țara care a fost pronunțată, se recunoaște ca fiind obligatoriu și se execută în conformitate cu prevederile legii cu privire la arbitraj. Cu câte cunoaștem, hotărârile arbitrale, dacă sunt pronunțate în străinătate, ele în Republica Moldova sunt recunoscute și sunt executate, în primul rând, conform Convenției de la New York privind la recunoașterea și încălmițarea executării hotărârilor arbitrale străine și deja subsidiar codul de procedură civilă și alte acte normative aplicabile. Deci o hotărâre arbitrală străină nu poate fi executată și recunoscut conform legii privind la arbitraj. Am mai propus completarea diferitor prevederi din actele normative menționate în vederea limitării, iarăși, posibilității inițierii proceselor paralele atât în temeiul legislației naționale cât și în temeiul tratatelor investiționale. De asemenea, am propus
înlocuirea anumitor prevederi din legea privind la parteneriatele publice private, care prevede, spre exemplu, articolul 36, alineatul 2 din legea menționată, prevede că părțile pot conveni asupra medierii sau arbitrajului ca o modalitate de soluționare a litigiului în legătură cu parteneriatul public-privat. Am propus înlocuirea cu un alt text. Deci părțile pot să-și soluționeze litigiile prin arbitraj sau în instanțe naționale, însă părțile trebuie să excludă alte remedii naționale sau internaționale. Deoarece, dacă părți la un contract de partener public-privat își vor soluționa litigiile în instanțe naționale și dacă partea investitorului este și un investitor străin calificat în temei tratatelor investiționale, dânsul, cum și-a mai fost în jurisprudența arbitrală Complicarea Moldovei, poate iniția și un proces arbitral în temeiul tratatelor investiționale. O a patra categorie ține de contractele investiționale încheiate de către autoritățile statului cu investitorii străini. Am propus includerea în modelul contractului de parteneriat public-privat a clauzelor de renunțare la forurile alternative, astfel încât în vederea consolidării poziției că părțile își soluționează litigiul doar într-un for, nu și în alte foruri. Acestea fiind spuse și având în vedere că am consumat 24 de minute, vă mulțumesc pentru atenție și sunt bucur să răspund întrebările. Mulțumim, Sorin. Urmează runda de întrebări și răspunsuri din sală. Vă rog, dragi colegi, dacă aveți de adresat întrebări. Eu aș începe cu, dacă poți să mă ajuți totuși. Ai vorbit despre clauzele umbrelă, despre procese paralele, despre problemele care sunt în cazul în care sunt procesele paralele. Totuși, care a fost problema științifică care a rezolvat-o prin această cercetare? Problema științifică a fost combaterea sau soluții în vederea combaterii proceselor paralele ca efect al soluționării litigiilor contractuale în arbitrajul investițional. Și care e cea soluție? Soluțiile sunt cele expuse în recomandări, atât în recomandări de lege ferentă, cât și recomandări pentru modificarea textelor tratatelor investiționale. Să facem un pic de diferență. Deci noi avem recomandările care țin de aplicabilitatea tezei, care sunt numeroase, aici noi le-am văzut, și avem cele de tip teoretic, da? Care problema științifică care tu ai descoperit-o, da, și care ai rezolvat-o. Și trecem la cealaltă parte. Bun. Deci dacă vorbim despre cum am adresat sau cum am soluționat problema pusă în discuție, fost în formularea obiectivelor și formularea unor concluzii și recomandări pentru a modifica ceea ce e problematic în prezent sau ceea ce ai considerat că este problematic în prezent cu privire la soluționarea litigiilor contractuale în arbitraj investițional. Cum asta insist. Spune-mi, te rog, dacă nu ți pare foarte limitativ propunerile prin care tu zici să nu dăm acel drept de a alege legea aplicabilă, dar de fiecare dată să fie legislația Republicii Moldova cu referire la legea 814. Da, dacă nu ți pare foarte limitativ și dacă nu ar reduce într-un fel numărul participanților? În contractul încheiat cu statul, consider că legislația Moldovei trebuie să permite contractele respective. Genere de obicei, ca regulă, legea aplicabilă contractului este legea națională unde se realizează investițiile, însă forul, părțile deseori, în acord de parteneriat, de parteneriat public-privat, ales pe secotare, aleg un tribunal arbitru. Inserează o convenție arbitrală. Dar nu văd cum ar limita dorința de investiții sau de a fi parte la astfel tipuri de contracte, faptul că contractul va fi guvernat de legislația Republicii Moldova. Din potrivă, expunem statul ca în caz de litigiu să aloce sume considerabile pentru avocați străini, adânși să reprezinte statul în litigii unde o lege străină este aplicabilă și mai ales unde forul desemnat va fi unul peste hotare Republicii Moldova. În ceea ce prezent sentează, zici că doar un singur cetățean al Republicii Moldova, da,
a avut un astfel de caz, da? Și în plus ai 13 cazuri arbitrale disciplinare în care a fost implicat Republica Moldova. Și zici că în cele mai multe cazuri, mai mult de jumătate, s-a încheiat cu o hotărâre arbitrală în favoarea statului. Da. Deci deja această limitare că poate fi aleasă și o altă lege, într-un fel, după mine, nu a afectat rezultatul litigiului respectiv. Da, dar în mare parte, în cauzele unde statul a câștigat, nu întotdeauna tribunalul a acordat sau a dispus acoperirea cheltuielilor de asistență juridică din partea investitorului, din partea reclamatului care a pierdut. Și statul, pe lângă asta, a alocat fonduri substanțiale pentru acest proces, chiar dacă le-a câștigat într-un final. Și sunt procese în temeiul tratatelor investiționale, nu în temeiul contractelor investiționale. De cele 42 de tratate investiționale care ziceți că le are Republica Moldova, procentual, care este aplicabilitatea aceasta? Cât de des ne-am utilizat? Deci, o cauză, tratatul a fost soluționată de mediul tratatului bilateral din Cipru și Moldova, 5 în temeiul tratatului dintre federa, nu 4 în temeiul tratatului dintre Federația Rusă și Republica Moldova, 2 în temeiul tratatului Cartea Energiei, Energorinic și Energoleans, 1 în temeiul tratatului bilateral dintre Franța și Republica Moldova, Charles Sarif. A treia cauză, temeiul tratatului Cartea Energiei este pendinte și nu este hotărâre. Și cam asta, dacă nu... Am două întrebări către doctora. Prima, ce facem cu situațiile în care persoana fizică deține după la cetățenii? Persoana fizică poate fi investitori. De exemplu, cetățeanul are cursul în Moldova, domiciliul la Unghie, dar domiciliul are și după la cetățenii, deci în Iași. Respectiv, a făcut investiția în Unghie. Sau persoană juridică este cetățeană Republicii Moldova, a deschis o afacere în România, respectiv investiția străină Republica Moldova. Se încadrează ori nu se încadrează în limitele convențiilor care vor regna la asta? Cea doua întrebare. Privitor la relația dintre Curtea Europeană de Drepturi Omului și hotărârea arbitrală un litigiu de arbitrar de investiții. Ori, avem situația în care un comitent, investitorul străin, poate economiza căile interne și apoi merge la CEO. Avem un comitent, dânsul pornește un arbitraj de investiții și avem două hotărâri. CEO, care este provocarea hotărârii de arbitraj, o invers. Ambele își au devenit din cele la parte, nu? Da. Prima întrebare. Convenția ICSID Express prevede că persoanele cu dublă naționalitate sunt investitori în țara care, împotriva căreia, intentează nu sunt investitori, nu poate intenta procedura împotriva țării, a cărei național de asemenea este. Dacă un cetățean al Moldovei și a României are investiții în Moldova, însă nu poate intenta o procedură împotriva Republicii Moldova, afirmând că este național și este investitor în România. Vorbim despre convenția ICSID. Dacă vorbim de sistemul non-ICSID, atunci unele tratate investiționale interzic sau prevăd expres că persoane cu dublă naționalitate, având investiția în țara unde își are una din naționalități, și pe vedea că nu poate iniția procedura de prea împotriva statului respectiv. Însă nu este investitor străin. Dar sunt și cauze. A fost în jurisprudență arbitrală situații atunci când cetățeni, persoane fizice, asociația unui SRL, cu sediul în Cipru, spre exemplu, deci SRL-ul respectiv a inițiat un proces arbitral împotriva statului a cărui cetățeni sunt. Este vorba despre
o cauză împotriva Ucrainei, unde câteva persoane naționale a Ucrainei a înființat o firmă în Cipru și a inițiat un proces arbitral împotriva Ucrainei, pretinzând că firma din Cipru este investitor străin. În așa în cauza respectivă, tribunalul a considerat că noi considerăm că doar firma din Cipru e investitor străin. Nu ne interesează cine sunt asociații, firme respective, cine este beneficiarul final. Dar, de regulă nu. Și de regulă, tribunalele arbitrale au statuat că persoanele cu dublă naționalitate, dacă naționalitatea a fost obținută până la realizarea investiției, de exemplu, inițial dânsul a fost cetățean în României, a investit în Republica Moldova și după care a obținut cetățenia Republicii Moldova și deja este națională a Republicii Moldova, atunci tribunalele s-au împărțit în două categorii. Prima categorie care spune că da, dânsul e cetățean în România și a fost național și investitor străin atunci când a realizat investiția. Alții spun că nu, nu interesează care a fost naționalitatea sa atunci când procesul arbitral a fost inițiat. Nu când dânsul a realizat investiția, dar când procesul arbitral a fost inițiat. Asta se ține de dublă naționalitate. Se ține de stas. Deci, în jurisprudența arbitrală, cel puțin o cauză a fost când asociații companiei IUCOS, din Federația Rusă, a inițiat unea IUCOS o plângere la CEDO și procedura a durat ani zile. Și cât a înaintat o cauză arbitrală la Haga, care a durat 10 ani, din 2004 până în 2015. Deci, în situația respectivă, investitorii și reclamații la CEDO, care erau una și aceeași persoane, au avut câștig de cauză și la CEDO și, și în arbitraj. Nu consider că una prevalează asupra altuia. Sunt toate mecanisme internaționale. Doar că una, hotărârea CEDO se execută conform mecanismul ei și statele pun în aplicare hotărârile CEDO fără echivoc, deoarece risc să-i excluși din Consiliu. Însă hotărârile arbitrale, dependență de unde au fost emise. Dacă la exit, atunci hotărârile arbitrale exit sunt recunoscute ca fiind hotărârile definitive și revocabile în Moldova. Dacă în sistemul non-exit, atunci se recunoaște și se execută prin intermediul Convenției de la New York. Pot fi situații când reclamați pretind expropiere, de exemplu, călcarea dreptul la proprietate în sistemul CEDO, articolul 1, protocolul 1, cât și în arbitraj investițional, invocând faptul că și toate tratatele investiționale prevăd că statul nu poate, nu poate expropia nelegitim doar decât anumite condiții. Și statul, într-un final, poate fi și asta. Și asta poate duce la o dublă compensare de către stat pentru un aceeași prejudiciu. În cauza IUCOS, Curtea Europeană a dispus încasarea unei sume de 1 miliard de euro din Federația Rusă, încă atunci când Federația Rusă era parte a Consiliului Europei. Și în arbitraj 50 de miliarde, tot din Federația Rusă. În ce măsură pretențiile înaintate din fața CEDO și în arbitraj erau identice, nu știu, dar presupun că era vorba despre una și aceeași situație faptică. Cu teme juridic, în mod logic, era diferit. Dacă sunt și alte întrebări. Da, vă rog. Vă prezentați, vă rog, pentru camera. Eu o să am o întrebare legată de practică și legată de practica de semn împotriva Republicii Moldova. În cauzele internaționale pe care le-ați analizat, care este cea mai des întâlnită? Care a publicațiilor asumate din Republicii Moldova în Trabate? Și a doua întrebare, dacă puteau fi evitate anumite dintre aceste litigi, apariția lor sau pierderea de Republica Moldova a
dosare la respective, dacă erau implementate la acel moment, sau înainte să apară risc, sau înainte să fie identificate, modificările legislative pe care le-am făcut. Da, vă mulțumesc. Deci, modificările legislative care le propun țin doar de situația în care investitorul a realizat o investiție pentru contract. Dar revenind la prima parte întrebării, după care voi trece la ultima parte. Deci, prima parte. Cea mai des prevedere invocată sau garanție invocată este tratamentul just și echitabil. Deoarece tratamentul just și echitabil este o garanție largă, inclusă în tratatul investițional. Și tribunalele arbitrale au considerat că în cadrul tratamentului just și echitabil sunt incluse astfel de garanții, cum ar fi garanția nefrustrării așteptărilor legitime, garanția non-discriminării și multe altele. Practic, tratamentul just și echitabil este unul general și foarte discutabil. Astfel de prevedere, au trei propoziții, de fapt, sau două propoziții în tratate, care spun că, practic, statul trebuie să acorde un tratament just și echitabil. Și tribunalele arbitrale au interpretat toate, practic, ce înseamnă tratament just și ce înseamnă tratament echitabil. Nu rar a fost, sau în cazul pe care acum și Moldova, s-a mai invocat practicuri în toate, o expropiere indirectă sau expropiere afectată, unde investitorul a considerat, ok, statul nu i-a plătit bani în Ergoleanță și reclamantul lui s-a expropiat dreptul financiar temeiul creanței. Bun, asta și s-a invocat. Multe din aceste argumente au fost respinse. Deci, tratament just și echitabil și exproprierea indirectă. În zilele noastre, exproprierea directă este rar întâlnită. A doua parte a întrebării, dacă aceste cauze puteau fi evitate. Vreau să menționez că unele cauze, fără a da nume, din punctul meu de vedere, au fost inițiate prea credință, sau nu prea credință. De fapt, investitorul a făcut uz de tratatele care erau în vigoare la acel moment, dar ele nu puteau fi evitate din cauza statului. Ele au fost inițiate datorită faptului că investitorul a considerat să facă uz de toate mecanismele posibile. Vorbesc despre... Da. Inclusiv și cauzele Eurobalt și Compozit, SIC Invest, care, de fapt, nici nu au ajuns la tribunal, dânsul reclamat în achitat taxa arbitrală, Energo Alianz și Energo Rânăc, asta e. Pe de altă parte, alți investitori, sau alte cauze, nu cred că puteau fi evitate, cum ar fi cea al Sarif. Istoria privind magazinul duty free și implicația concurenților reclamante. Grot, zimic, Grot contra Moldovei, unde nu cred că putea fi evitat, dar putea statul să, mai degrabă autoritățile publice locale, să implementeze o abordare mai atentă față de aceste investitori. De aceea, bun, să-i numeri pe toate, nu știu care ar fi ponderea, dar probabil că mai mult nu puteau fi evitate decât ar fi fost evitate și nu puteau fi evitate nu din cauza statului, dar din cauza factorilor externe. Așa. Și a treia parte a întrebării, dacă ar fi fost altfel dacă legitorul ar fi implementat recomandările mele. Bun. Ar fi fost inițiate proceduri paralele, cu siguranță, însă probabil că nu ar fi fost limitați în bun, dacă s-ar fi implementat recomandările și în tratatele investiționale și în legislația națională, probabil s-ar fi limitat posibilitatea. Dar spre bucuria statului, spre exemplu cauza Comaxavia, a fost eliminată la faza competenței tribunalului, nici nu s-a ajuns măcar la admisibilitate sau fond. Cauza Eurobalt contra Moldova, fix așa, la faza competenței tribunalului. De ce? Probabil ar fost diferit, dar încercările reclamaților cred că ar fost la fel. Cât de multe modificări nu ar fi implementate, dreptul investitorului de a iniția cel puțin o cauză arbitrală nu putem exclude atâta timp cât există mecanism, există tratatul investițional. Vigoare.
Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Nu? Eu am una singură, încă de curiozitate. Republica Moldova are la fel în baza convenției reprezentanți, arbitri și mediatori. Dacă dumneavoastră cunoașteți cineva care a participat și în ce cauză, la cunoștința mea nu, dar n-am urmărit foarte atent. Da, până vă răspund la întrebarea dumneavoastră și probabil din cauza timpului, în primul rând vreau să menționez că Republica Moldova, de fapt, desemnează persoane pe lista arbitrilor și pe lista... Exact. Și sunt onorat că cel puțin două persoane din comisia de doctorat au fost și sunt și în prezent membrii în panelul de arbitri. Dacă, trecând la faptul dacă un cetățean al Moldovei a fost arbitru într-o cauză arbitrală, eu nu cunosc personal și nu cunosc măcar nici cetățenii a României sau Ucrainei. Adică nu e necesar, chiar și din regiune. Nu e știu să fi fost, dar eu nu cunosc. De obicei sunt numiți arbitrii britanici, americani, câteodată germani, elvețieni, dar cu părere de rău. Mai puțin să atrage atenția la profesioniști din Europa Centrală și din Europa de Est. Bine. Mulțumim. Îți dorim să ajungi. Așa. Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la următoarea etapă. O să o rog pe doamna Tatiana să aducă la cunoștință avizul Comisiei de Îndrumare și avizul Departamentului de Probabil. Și dacă sunt și alte avize de teze sau pe rezumatul tezei. Mulțumesc, doamna președinte. Începem cu avizul conducătorului științific și amendele conducătorului de îndrumare. La teza de doctorat cu tema soluționarea litigiilor contractuale fără arbitrajul investițional. Deci se remarcă faptul că noutatea și originalitatea proiectului este remarcată. Se determină prin faptul că pentru prima dată în Republica Moldova este realizată o investigare detaliată, materializată în formă a unei teze de doctorat despre arbitrajul investițional și în special prin soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional. De asemenea, membrii Comisiei de Îndrumare și Conducător Științific remarcă că teza de doctorat este o inovație în general, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru toată regiunea Europei Centrale și Est, inclusiv pentru România și Ucraina. În ceea ce privește suportul metodologic al lucrării, suportul teoretic și cel metodologic al cercetărilor constituie realizările fundamentale în domeniul dreptului internațional privat, precum și altor ramuri de drept. Caracterul complex al lucrării se determină prin diversitatea metodelor științifice utilizate cu matricea tehnică, logică, istorică, comparativă, iar baza teoretică a cercetării constituie lucrării cercetătorilor prin domeniul dreptului internațional privat, dreptul internațional public și dreptului procesual civil. De asemenea, se remarcă că au fost folosite 30 de lucrări științifice publicate de Moldova, 150 de lucrări științifice publicate peste hotarele în engleză, franceză, spaniolă, germană și rusă și au fost analizate în jur de 250 de hotărâri arbitrale. Ceea ce privește relevanța științifică a rezultatelor obținute, se consideră că concluziile, sugestiile și recomandările expuse în teză pot fi luate în considerare de organele competente ale Republicii Moldova în negocierea tratatelor investiționale, inclusiv de către Ministerul Afacerilor Externe și Întreprinderilor Publice și Ministerul Justiției în vederea negocierii și încheierii unor tratate investiționale, formularea cărora vor exclude posibilitatea soluționării litigiilor contractuale de către tribunale arbitrale investiționale. Raportul a urmărit un stil profesionist, se recomandă de către membrii comisiei pentru facilitarea sarcinii unui cititor interesat să recurgă la un limbaj mai simplu și de asemenea a fost dată recomandare de a fi verificat aspectul de tehno-redactare. În ceea ce privește etica și deontologia profesională, membrii comisiei susțin că a fost respectat. Rezultatele cercetării au fost implementate în 27 de articole științifice și comunicări la conferințele naționale și internaționale. În ceea ce privește sugestiile și obiecțiile înaintate de către membrii prezenți la ședința Comisiei de Îndrumare și Conducătorului Științific, au fost înaintate câteva recomandări. Doamna doctor, candidat profesor universitar, Andreea Cojocaru, vine cu următoarele recomandări pentru teza de doctorat respectivă. Evitarea utilizării excesive a termenului în limba latină,
conlocuire termenilor analogice în limba română, evitarea repetărilor și uniformizarea textului tradus în limba engleză, revederea concluziilor și recomandărilor generale, astfel încât să coincidă cu scopul și obiectivele tezei, anexarea unei avize a unei autorități competente care au luat cunoștință de rezultatele cercetării, așa, și deja formularea propozițiilor, astfel încât să fie clare, corect, evidente și tehnologizare conform bilor de redactare tezelor de doctor. Doamna Elena Bilei, doctor, conferențar universitar. La introducere de aducere ce care au doctor, invitarea formulării unor paragrafe prin expresii latine exhaustive, la fel de a reformula obiectivele și scopurile, de a înainta propunerea de lege prezentă cu impact practic, de a tehnologizarea lucrare. Doamna Plotnic Culese, doctor habilitat, profesor universitar, de a verifica cerințele tehnice și parametri pentru fiecare capitol și de a ajusta conform lui tehnologizarea, de a reformula titlul capitolului astfel încât să fie mai matorice, de a evita expresia în limba latină și de a întocmi un glosar de termeni în latină cu traducere. Și de a face referire la audio articolul expresiei de autorii audio-doctor. Totodată, Comisia de Îndrumare a decis recomandarea tezei pentru următoarele etape de susținere. Ajuns la departament, la fel, Departamentul Drept Internațional și European, de cadrul Facultății de Universități de Stat din Moldova, declară că lucrarea soluționării fricilor contractuale în arbitrajul investițional este o lucrare de unitate și originalitate pentru Republica Moldova și, în general, pentru zona negociului și de IEF. Noutate și originalitate se remarcă și prin faptul că sunt propuse viziuni și soluții originale referitoare la elementele de competență și admisibilitate care permit tribunalelor arbitrale instituționale să soluționeze criticile contractuale în arbitrajul instituțional, aspecte de atribuire a conductei organelor și instituțiilor de stat către state în cadrul raportului contractuale instituționale, efectele soluționării contractuale în arbitrajul instituțional, precum și mecanisme de evitare a procedurilor paralele. În ceea ce privește suportul tehnologic, se declară că el a fost folosit de și conține un șir de metode utilizate. La fel se recomandă ca concluziile, sugestiile și recomandările să fie expediate organelor de resort naționale pentru a lua cunoștință și pentru a fi aplicate în vederea propunerilor de lege prenta elaborate. Autorul se declară că a urmărit un stil foarte profesionist în elaborarea tezii respective, se recomandă de a verifica aspectele de tehnoredactare. Se remarcă numărul impunător al articolelor științifice și comunicărilor la conferințele naționale și internaționale numărul 27 ale autorului. Sugestiile și obiecțiile membrilor prezenți la ședința departamentului. Doctor habilitat Andrei, profesor doamna Violeta Cojocaru, o parte din sugestiile înaintate și la ședința Comisiei de Îndrumare, cele care sunt suplimentare este de ajustat citarea surselor, de a se face referire la toate sursele bibliografice relevante din Republica Moldova, inclusiv la identificația internațională a sentințelor care în sistemul Comisiei de la New York, de 58, domnul Șerimet, doctor Andrei Cojocaru, profesor, e examinat legea numărul 79-2008 cu privire la parteneriatul public privat în contextul problematicii discuții. Și domnul Căpățână Ion, de a examina oportunitatea reformulării titlului capitolul 4, engleză intitulată atribuirea conflictului organelor și instituțiilor de stat către state în cadrul raportului contractuale în engleză de către aceste și investitori. Totodată a fost luată decizia privind recomandarea de secvență cu următoarele etape de examinare. La materialul dosarului doctoranților, la fel este anexat tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor și sugestiilor participanților la ședința departamentului, țin să aduc la cunoștința membrilor comisiei de doctorat faptul că doctorandul a ținut cont de toate obiecțiile și sugestiile înaintate, la fel s-a ținut cont și de obiecțiile și sugestiile înaintate de către membrii comisiei de îndrumare și au fost făcute rectificările necesare în cadrul lucrării, cu indicarea paginii la care s-a făcut rectificarea respectivă. Și în vederea
ținerii cont de recomandarea în ceea ce privește aplicabilitatea practică a concluziilor și recomandărilor obținute, țin să anunț că la data de 5 mai 2023 a fost recepționat de către Ministerul Justiției o adresare din partea de Camerul Facultății de Legă în Universității Statului ca Moldova, Serghei Prensă, doctor calitate, profesor universitar, cu propunerile și sugestiile care au fost stabilite și concluziile la teza de doctorat respectivă în vederea utilizării ulterioare ca și propuneri de lege penală din partea Ministerului Justiției. Atât este la avize. Totuși îmi pare că capitolul 4 nu a fost reformulat. Denumirea. Ați menținut este aceeași poziție? Nu. De fapt, asta e poziția nouă dumnealui, dar era puțin diferit. Bine. Așa. Dragi referenți, doamna Cribincea, nu? Legea scăști. Doamna Cribincea. Vă rog. Stimată doamnă președinte, stimate domnule conducător științific, stimați referenți, stimate domnule doctorand, stimați oaspeți sau cei prezenți la această susținere, eu o să prezint succint referatul de analiză privind teza de doctorat cu tema soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional realizată de domnul Dole Sorin și conducător științific de doctorat, domnul Băieșu Aurel, doctor candidat în drept profesor universitar, deoarece referatul este anexat la dosarul doctorandului. Deci, referitor la actualitatea și importanța științifică a studiului realizat de către autor, vreau să menționez următoarele. Deși instituția arbitrajului comercial internațional și arbitrajului investițional este cunoscută și reglementată pe plan internațional, pe foarte pe larg aplicat, totuși există anumite probleme în ceea ce privește soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional. Așa cum a menționat și doctorandul, teza de doctorat abordează în principal problema care apare din interacțiunea dintre diferite regimuri juridice în contextul arbitrajului investițional și părerea mea este că un studiu aprofundat privind soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional și efectele acesteia, precum și identificarea unor recomandări pentru Republica Moldova în ceea ce privește soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional, este foarte necesar și domnul doctorand, prin elaborarea acestei lucrări, are de fapt un studiu aprofundat, așa cum ați observat și din susținerea publică a dânsului. Parcurgând și evaluând corespunzător legătura între titlul tezei de doctorat, scopul formulat și obiectivele invocate, suntem de părere că teza, prin prisma conceperii structurii textului, este logic expusă, cuprinde consecutivitatea compartimentelor expuse cercetării și analiza subiectelor care caracterizează tematica stilului științific, este echilibrată ca și conținut și atunci când am citit lucrarea, am identificat un stil propriu de abordare a problemelor constatate de către autor în materia analizată, iar acest stil propriu a fost, remarcat și prin ansamblu de idei, interpretări și concluzii care sunt expuse în mod deplin și coerent prin sistematizări și generalizări prin măsura necesară și corespunzătoare cercetărilor științifice. Referitor la structura tehnică a lucrării, putem menționa că teza de doctorat corespunde întru totul cerințelor stabilite pentru astfel de lucrări de cercetare,
incluzând în sine elementele componente necesare pentru asemenea lucrări științifice. Nu știu dacă să mă refer și la structura tezei, deoarece ea a fost expusă. O să mă refer doar la anumite aspecte și probleme care au fost menționate în lucrare. În concluziile pe care le-a tras doctorandul la capitolul 1, se constată că abordările analizate ale oamenilor de știință au permis interpretarea corectă a termenilor și a cadrului normativ internațional aplicabil în domeniul soluționării litigiilor contractuale în arbitrajul investițional, inclusiv și a tratatelor investiționale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, analiza publicațiilor științifice a permis autorului să identifice probleme și efecte ale soluționării litigiilor contractuale în arbitrajul investițional. Autorul concluzionează că, deși legislația Republicii Moldova reglementează aspecte ce țin de protecția și promovarea investițiilor străine, unele prevederi normative sunt neclare și creează premise pentru inițierea proceselor paralele de către investitorii străini, atât în temeiul tratatelor investiționale, cât și în temeiul contractelor investiționale guvernate de legislația națională a Republicii Moldova. Referindu-se la particularitățile de competență a Tribunalului Arbitral în soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional, autorul consideră că existența disputei este premisa de bază pentru competența Tribunalului Arbitral în orice arbitraj internațional investițional. Astfel, tribunalul având capacitatea de a soluționa disputa dată doar dacă există o dispută între un investitor străin și statul gazdă a investițiilor. Autorul susține că în arbitrajul investițional sunt examinate doar disputele investiționale. Celelalte ridicări formulate în baza unor obligații politice sau comerciale fiind respinse. În urma analizei competenței materiale a Tribunalului Arbitral în soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional, autorul conchide că investiția este una dintre elementele care determină competența tribunalelor arbitrale investiționale și vine să clarifice care activități sunt protejate de tratatele investiționale, iar naționalitatea investitorului este elementul cheie care determină competența tribunalelor arbitrale investiționale și am observat în lucrare că este o mare parte din capitol este consacrată și analizei investițiilor. Deci, în capitolul 3, intitulat Aspecte de admisibilitate a pretențiilor contractuale în arbitrajul investițional, sunt analizate clauzele umbrelă și clauzele răscruce, clauzele la care am avut unele discuții chiar după ce a fost prezentată lucrarea, și autorul menționează că tratatele investiționale conțin mecanisme unice sub formă de clauze umbrelă și clauze răscruce care încearcă să limiteze inițierea nejustificată a procedurilor paralele. Autorul consideră că clauzele umbrelă sunt mecanisme care influențează cel mai mult fenomenul soluționării litigiilor contractuale în arbitrajul investițional și recomandă excluderea clauzelor umbrelă din tratatele internaționale. Alternativ, în situația în care negociatorii tratatelor investiționale delegați de Republica Moldova vor considera că această măsură va demotiva investitorii străini să realizeze investiții străine directe în Republica Moldova, în lipsa unei clauze umbrelă, autorul propune excluderea termenilor referitoare la, și citez, asumarea respectării a oricăror angajamente față de investitorii străini din textul clauzelor umbrelă cu numerarea angajamentelor exprese. Autorul de asemenea remarcă și unele dificultăți create de clauzele de tip răscruce,
Inter alia menționează că tratatele de investiții împart adesea competența pentru potențiale dispute pe baza diferitelor temeiuri și revendicări. Mai precis, determinarea dacă o dispută va fi supusă instanțelor locale sau Tribunalului Internațional de Arbitraj va depinde dacă problema pusă în discuție se referă la o dispută contractuală sau la una bazată pe tratatul investițional. Autorul este de părere că acest lucru reprezintă un risc mare de inițiere a procedurilor paralele. Autorul recomandă includerea clauzelor răscruce în tratatele investiționale la care Republica Moldova este parte, cu clarificarea faptului că recurgerea la arbitrajul investițional exclude oricare alt remediu cu privire la la altă dispută asociată investiției. În capitolul 4, care este dedicat atribuirii conduitei organelor și entităților de stat către state în cadrul raporturilor contractuale încheiate de către acestea și investitorii străini, autorul remarcă pe bună dreptate că în funcție de contextul juridic în care este examinată implicarea statului, tratamentul procedural al atribuirii în disputele investiționale este variat. Și este menționat cu titlu de exemplu aplicarea regulilor de atribuire în vederea stabilirii responsabilității statului în dreptul internațional, care ridică nu numai diferite probleme de fond, ci și diferite dileme procedurale în examinarea dacă un stat este legat de un raport contractual încheiat de o entitate de stat sau dacă o revendicare înaintată de către o entitate de stat este atribuită statului. Capitolul 5 este consacrat mecanismelor de evitare a proceselor paralele întemeiate pe contractele investiționale și cele întemeiate pe tratate investiționale și se finalizează cu concluziile generale și recomandări care reprezintă o generalizare și o sinteză a argumentelor, tezelor și constatărilor prezentate pe parcursul cercetării, a principalelor rezultate ale investigației științifice, precum și nuanțarea ansamblului recomandărilor formulate în domeniul supus cercetării. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor putem să menționăm următoarele. Autorul tezei a clasificat sau a repartizat concluziile generale și recomandările în patru categorii. Concluzii în materia doctrinei arbitrajului investițional cu privire la prevederile tratatelor investiționale la care Republica Moldova este parte cu recomandări pentru comisiile delegate de către Republica Moldova pentru negocierea tratatelor investiționale cu privire la legislația Republicii Moldova aplicabilă investițiilor străine. Un capitol în care domnul Sorin Dolea propune mai multe modificări de lege ferendă, așa cum le-a expus și dumnealui, și concluzii cu privire la contractele investiționale și recomandări Comisiei de selectare a partenerului privat, Guvernului Republicii Moldova, Agenției de Investiții, Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. Bine, ca să nu rețin foarte mult atenția dumneavoastră, vreau să menționez că teza avizată este cu adevărat valoroasă, în primul rând anume prin faptul că autorul și-a realizat scopul propus la scrierea lucrării și anume efectuarea unei cercetări și identificarea unor recomandări pentru Republica Moldova în ceea ce privește soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional și efectele acesteia. Deci lucrarea este bazată sau pe studierea a 594 de surse, da, de pe finalitesc, de la final, aproape 600 de surse fiind bibliografice fiind utilizate, inclusiv monografii, reglementări naționale și internaționale, dar și o jurisprudență arbitrală foarte bogată.
lucrarea este foarte interesantă, deși nu sunt o persoană căreia arbitrajul, sau deși sunt o persoană căreia îmi place această temă foarte mult, vreau să spun că am citit multă informație pe care încă nu o cunoșteam atunci când am studiat teza lui Sorin. Am identificat foarte multe hotărâri arbitrale sau trimiteri la hotărâri arbitrale. Consider că studiul științific realizat este o cercetare științifică valoroasă, complexă și profundă, bazată pe studii proprii și care corespunde întru totul cerințelor cadrului normativ în domeniu, iar autorul merită acordarea titlului științific de doctor în drept. Nu știu dacă acum trebuie să ne expunem și părerea, dar eu recomand să fie, sau recomand lucrarea spre publicare. Deja conducătorul științific și doctorandul vor decide. Felicitări doctorandului și felicitări conducătorului științific, pentru că au lucrat, probabil, conducătorul l-a ghidat pe doctorand să elaboreze o teză valoroasă și interesantă. Mulțumesc! Doamna Grivincea, vă mulțumesc! O să-i acord cuvântul domnului Mihalache. Și ulterior, domnul Răieș, mă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, onorați invitați, în calitate de referent la teza de doctor a domnului Sorin Tolea cu tema soluționarea litigiilor contractuale în arbitraj investițional, fac următoarele considerații. Privitor la argumentarea actualității temei, reliefez faptul că tema este expusă convingător, au fost utilizate multe cercetări, multe instrumente juridice pe linia soluționării litigiilor contractuale în arbitrajul investițional. Evident că problematica abordată de către doctorand manifestă actualitate. Metodologia utilizată a fost diversificată pe parcurs de către doctorand. Din acest punct de vedere, în teza înaintată pentru susținere, există o concordanță logică între scop, obiective, concluzii și recomandări. În introducerea lucrării, doctorandul a menționat multe obiective și aceste obiective s-au regăsit în compartimentul concluzii și recomandări, în toate cele concluzii și recomandări pe care le-a efectuat autorul tezei. Apreciez stilul, claritatea, precizia exprimării, subliniez importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării, noutatea științifică a rezultatelor investigate. Teza manifestă caracter de noutate, cercetarea învederează contribuția personală a autorului, discursul științific se distinge prin originalitate și profunzime în abordarea subiectului științific supus cercetării. Voi trece peste analiza conținutului tezei de doctorat din perspectiva compartimentării acesteia în referatul elaborat. Am descris toate aceste momente, că teza este alcătuită din 5 capitole și tot ceea ce s-a abordat este pe larg indicat în acest referat anexat la materiale. Constat că teza este elaborată într-un volum destul de mare, ceea ce este salutabil, ori
examinând filă cu filă, vedem în total 350 de file, ceea ce constituie o muncă dublă, comparativ cu lucrările de doctorat, care se făceau conform unor standarde și reglementări precedente. Acest fapt denotă munca asiduă a autorului, faptul că a intrat bine în temă și cunoaște materia, toate subtilitățile care sunt abordate aici, dumneavoastră le cunoaște bine, și evident că teza este o monografie din acest punct de vedere, ușor poate fi publicată și aduce o plus valoare domeniului pe care l-a cercetat dumneavoastră, și anume aspectelor practice pe acest segment. Calitatea, da? Pornind de la statutul, calitatea mea de referent, urmează să expertizez și unele aspecte critice, da? În referat am înaintat aceste obiecții, le-am descris, ele nu influențează, adică nu țin de esența materiei, dar voi releva doar câteva. Încep cu lista previerilor. Există unele mici omisiuni și am indicat aici. Da, este o listă impunătoare. Am înțeles că autorul foarte mult a precăutat ca să fie toate abrevierile indicate, dar a omis câteva. E vorba de IBIDEM, SRL, SA, întreprindere de stat, etc. Și am indicat paginile, în mare parte în subsolul paginilor. Partea ce ține de cerințele de formă stabilite de ghidul privind redactarea tezelor, aprobat de ANACEP, deși aici există unele laturi care lasă la discreția doctorandului, și privitor la unele acte normative, unele tratate, am văzut că autorul majoritatea situațiilor face trimitere la link-ul din internet, investment policy, etc. Deși o parte dintre aceste tratate, la care Republica Moldova este parte, au fost publicate în culegerea tratate internaționale, dar unele situații și în monitorul oficial al Republicii Moldova. Pornind de la faptul că această culegere de tratate internaționale se consideră sursă oficială de profil, consider a fi mai recomandat faptul de a face trimitere la sursa primară oficială și nu la portalul străin de unde a fost preluat acest tratat. Situații asemănătoare au fost admise la o serie de acorduri, de exemplu acordul între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul României privind promovarea, protejarea reciprocă a investițiilor din 15 iunie 1997, acordul Republicii Moldova, Guvernul Georgiei, cu Guvernul Republicii Bulgaria și așa mai departe. La aceste tratate, precum și altele similare, sunt publicate. Deci acestea le găsim integral în tratate internaționale cu legere, dar autorul inserează link-uri din internet. Consider că mai puțin atenție s-a acordat în privința elucidării deosebirilor între arbitrajul comercial și arbitrajul de investiții. Or, avem legea Republicii Moldova numărul 24 privind arbitrajul comercial internațional, lege din 2008, unde se lămurește ce înseamnă cuvântul comercial. Și aici sunt multe enumerări, dintre care, citez, acorduri de exploatare ori de concesiune, acorduri de investiții, acorduri în care avem agenți comerciali, etc., cu profil etatic și așa mai departe. Ceea ce ne sugerează faptul că și litigiile dintre un investitor străin de o parte și statul de altă parte, s-ar încadra în sintagma arbitraj comercial. De altă parte, avem arbitrajul de investiții. Iată lucrurile acestea urmau a fi dezvoltate, consider eu, pentru a
corecta, într-un fel, norma legală, unde, la fel, există unele lacune. Nu am găsit răspuns la o serie de întrebări privind executarea hotărârilor arbitrare pronunțate în Republica Moldova și dacă acestea sunt, anume pe litigii ce sunt de arbitrajul investițional, și ce facem cu documentul executoriu, dacă sunt cazuri în care instanța de judecată refuză eliberarea titlului executoriu, sau ce facem cu hotărârea arbitrală, da, de Republica Moldova într-un alt stat în litigiu de investiție, cum va fi recunoscută și așa mai departe. Ei, dar acestea sunt momente ce sunt de practică. Și consider că autorul tezei foarte bine recunoaște, venind din substratul activității practice. În concluzie, constat faptul că teza de doctor, genericul soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional, elaborată de doctorandul Sorin Dolea, la specialitatea 553.06, drept internațional și european privat, corespunde cerințelor înaintate față de lucrările de acest gen, recomand conferirea titlului științific de doctor în drept. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cum am zis la început, cel de-al treilea referent nu este prezent. Suntem obligați să dăm știre integral referatului prezentat de dânsă. Dacă o să rog pe doamna Tatiana să dea știre acest referat. Referat de analiză asupra crizei de doctorat în drept cu tema soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul constituțional, realizat de Dolea Sorin la specialitatea științifică 55306 de drept internațional și european privat, a referentului oficial Bătrion, doctor în drept, conferențiar universitar. Actualitate și importanța științifică a studiului realizat. Teza de doctorat analizată este consacrată unei instituții care nu i s-a oferit până în prezent atenție în Republica Moldova. Puține state de unele singure sunt capabile să genereze suficientă activitate antreprenorială pentru a susține creșterea economică a țării lor. Astfel, este importantă atragerea investițiilor străine și necesitatea protejării acestora pe teritoriul statelor respective. Republica Moldova, pe lângă eforturile deja întreprinse, mai urmează să asigure eficacitatea mecanismelor de soluționare a litigiilor contractuale sub umbrela tratatelor investiționale. Prin urmare, este binevenit scopul doctorandului de a identifica și soluționa probleme teoretico-practice legate de efectele soluționării litigiilor contractuale de către tribunalele arbitrale investiționale, precum și formularea unor recomandări pentru eficientizarea cadrului aplicabil litigiilor respective, în vederea evitării disputelor paralele în temeiul tratatului investițional și a contractelor investiționale dintre investitorii străini și statele gazdă, ca efect al soluționării litigiilor contractuale în arbitrajul investițional. Parcurgând și evaluând corespunzător legătura între titlul tezei de doctorat, scopul formulat și obiectivele invocate, în viziunea noastră, teza prin prisma conceperii și structurii textului este logic expusă, cuprinde consecutivitatea compartimentelor expuse cercetării și analiza subiectelor ce caracterizează tematica studiului științific, este echilibrată ca și conținut. Se identifică un stil propriu de abordare a problemelor constatate de către autor în materie analizată, iar acest stil propriu a fost redat printr-un ansamblu de idei, interpretări, concluzii, care sunt expuse în mod deplin și coerent, prin sistematizări și generalizări pe măsură necesară și corespunzătoare cercetărilor științifice. Concluzii referitoare la structura tehnică a lucrării. Teza de doctorat corespunde cerințelor stabilite pentru astfel de lucrări de cercetare, incluzând în sine elementele componente necesare pentru atare studii științifice. Conținutul propriu-zis al tezei de doctorat. Doctorandul a depus diligență științifică pentru a-și atinge obiectivele utilizând un suport fundamental doctrinar, dar și material normativ, internațional, investițional aplicabil al legislației naționale a Republicii Moldova. Cele 250 de hotărâri arbitrale ale tribunalelor internaționale din peste 20 de țări analizate cu diligență de către doctorat au contribuit la consolidarea suportului empiric al studiului. În capitolul 1, analiza situației privind soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional, au fost examinate materialele științifice referitoare la tema tezii care au fost publicate atât în țară cât și peste hotare.
Reiterăm importanța unui astfel de capitol în lucrările doctorale pentru că astfel de repere doctrinare și normative existente trasează, măcar și tangențial, limita unei cercetări proprii cu continuitate, cu analiza abordărilor contradictorii, deci cu elemente de originalitate. În capitolul 2, aspecte de competență a tribunalului arbitral în soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional, s-a referit doar la două aspecte relevante, persoana și investiția. Doctorandul a analizat calificarea unei dispute între un stat contractant și un resortisant al unui alt stat contractant. Cerința exit privind naționalitatea investitorului ridică o serie de probleme. În privința multor, autorul și-a expus propria opinie cu argumentele susținute. A fost expusă opinia precum că persoanele juridice stabilite în statul gazdă și, prin urmare, având naționalitatea statului prât, pot beneficia de protecție prin tratat dacă sunt controlate de entități încorporate în celălalt stat contractat. Și ambele state au convenit în tratatul aplicabil să extindă protecția tratatului la astfel de entități controlate. Aporturile financiare ale investitorului pe teritoriul statului gazdă trebuie să fie calificate drept investiții prin prisma noțiunii definite în tratatul aplicabil. Definirea făcută uniform de majoritatea tratatelor investiționale, în special de Convenția ICSID, care limitează jurisdicția la litigiile legale care decurg direct dintr-o investiție. Este apreciabilă analiza testului Saline aplicat de către unele tribunale arbitrale, care prevede că în vederea calificării unui activ drept investiții prin prisma tratatelor investiționale, activul respectiv trebuie să contribuie la dezvoltarea statului gazdă. În capitolul 3, aspecte de admisibilitate a pretențiilor contractuale în arbitrajul investițional au fost analizate rolul, efectele și aplicabilitatea clauzelor umbrelă. În multe tratate de investiții la care Republica Moldova este parte, se regăsesc clauze umbrelă care transformă efectiv pretențiile contractuale în revindicări în temeiul tratatului investițional. Prin urmare, o clauză umbrelă extinde domeniul de aplicare al protecției pentru investitor, facilitând astfel depunerea de cereri multiple în fața aceluiași for. Clauzele umbrelă au fost în două categorii, tipuri generale de clauză umbrelă și clauze umbrelă care prevăd obligații speciale. Aici autorul a amprentat analiza impactului fiecarei categorii de clauze asupra limitelor competenței respectiv de apărare a drepturilor investitorilor. Un important aspect de admisibilitate a pretențiilor contractuale în arbitrajul investițional și vizează clauzele care solicită epuizarea sau cel puțin urmărirea remediilor locale înainte de începerea unui arbitraj investițional. Aceste clauze sunt într-un anumit sens antiteza de bifurcare la clauzele răscruce. În loc să solicite ca disputa să fie adusă într-un singur forum, ele iau în considerare perspectiva că aceasta să poată fi adusă în două locuri atâta timp cât este urmată o anumită ordine. Aceste clauze s-au dovedit în general ineficiente în limitarea procedurilor paralele. Clauzele care solicită reclamantului de a utiliza doar o cale de adjudicare a disputelor, denumite și clauze răscruce, sunt de importanță majoră pentru combaterea procedurilor paralele. În capitolul 4, atribuirea conduitei entităților de stat către state și calificarea raporturilor contractuale încheiate între entitățile de stat și investitorii străini, au fost analizate prevederile relevante ale proiectului de articole privind răspunderea statelor pentru fapte internaționale ilicite, anexat la rezoluție 5683 din 12 decembrie 2001 a Adunării Generale a ONU. S-au identificat cele două elemente ale unui act ilicit la nivel internațional al unui stat. Atribuția este un element obligatoriu în atragerea statului la răspunderea internațională pentru faptele organelor entităților de stat. Entitățile din sectorul public interacționează frecvent cu investitorii străini sau cu filialele lor locale. Când apare un litigiu privind tratatul de investiții, investitorii încearcă să atribuie conduita acestor entități statului, argumentând că acționează în numele statului ca organ de stat. Ca răspuns, statele gazdă susțin de regulă că personalitatea juridică separată a unor astfel de entități exclude calificarea de organ de stat. În final s-a concluzionat că dacă conduita entităților de stat care s-au angajat într-un raport contractual cu un investitor străin sunt atribuibile statului, atunci, cel mai probabil, pretențiile contractuale pot fi înaintate direct statului. De altfel, autorul ar mai putea medita în viitoarele cercetări la întrebarea când ar putea fi altfel. În capitolul 5, mecanismele de evitare a proceselor paralele, întemeiate în baza contractelor de investiții și în baza tratatelor de investiții, au fost evaluate mecanismele de evitare a proceselor paralele, întemeiate în baza contractelor de investiții și în baza tratatelor de investiții. S-a constatat că procedurile paralele în arbitrajul internațional pot fi definite ca proceduri pendente în fața a două sau mai multe instanțe arbitrale sau naționale în care părțile temeiului
juridic și una sau mai multe dintre aspecte sunt aceleași sau substanțial aceleași. Cele mai frecvente două instrumente de evitare a proceselor paralele, care nu sunt specificate în tratatele investiționale, sunt doctrinele dispendenței și puterea lucrului judecat. Faptul că investitorul are posibilitatea de a înainta pretenții în bază de contract, pretenții în bază de tratat sau, teoretic, poate înainta pretenții atât în baza contractului cât și în baza tratatului, complică lucrurile și impune dezlegarea mai multor probleme, inclusiv de competență și de evitare a procedurilor paralele. În compartimentul dedicat concluziilor și recomandărilor, autorul a formulat concis și clar propriile rezultate sub forma unui bilanț al cercetărilor științifice. Chiar dacă pe marginea oricărei propuneri se poate discuta în contradictoriu, considerăm totuși că la momentul actual domnul Sorin Dolea a realizat un veritabil studiu științifico, practic deosebit de valoros. Teza de doctorat face referire în ansamblu la 594 de surse bibliografice. Cât privește doctrina, autorul analizează pe larg operele autorilor autohtoni, acelor din România și din alte țări. Referitor la corectitudinea referințelor utilizate și ordinea citării acestora, constatăm o corespundere deplină rigorilor regulamentare aprobate. Multitudinea de cazuri practice, precedente judiciare relevante subiectelor analizate fac dovada unei buni cunoaștere a realităților naționale și internaționale. Acest fapt conferă autorului dreptul moral de a supune criticilor constructive nu doar normele existente, dar și practica, deseori superficială și defectuoasă de aplicare a acestuia. Concluziile generale și recomandările propuse de autor ce exprimă rezultatele cercetării efectuate în teza de doctorat sunt expuse în compartimentul final. Tot aici autorul propune un cer de modificare a legislației care ar trebui la perfecționarea legislației în vigoare. Concluziile generale și recomandările sunt pe măsură de a asigura calitatea acestei lucrări științifice. Studiul științific realizat suplinește bazele teoretice ale doctrinei dreptului civil, fiind apt să acopere carențele de ordin teoretic generate de lipsa cercetărilor la tema analizată. În fapt, aceste remarci și sugestii nu sunt de natură de a diminua valoarea cu adevărat științifică a tezei de doctor în drept elaborate, precum și originalitatea rezultatelor obținute. Fapt pentru care concluzionăm, având în vedere cele expuse, ținând seama de calitățile lucrării, considerăm că lucrarea elaborată de Sorin Dolea este o cercetare științifică complexă și profundă, bazată pe studii proprii și care deschide noi perspective pentru cercetare din domeniul dreptului internațional privat. În concluzie, constatăm că teza de doctorat cu titlul Soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional autor Sorin Dolea este de înaltă valoare științifică, aplicativ corespunde cerințelor cadrului normativ în domeniu, autorul meritând acordarea științific, titlului științific de doctorat. Mulțumim, Tatiana. Observăm o omogenizare în aceste recenzii a referențelor, o unanimitate cu referire la noutatea temei, la argumentarea acestea, la necesitate. Dar acum aș vrea să-i acord cuvântul domnului profesor Băieș, conducător de doctorat, și chiar dacă modul de desfășurare a ședinței ne sugerează că conducătorul de doctorat vorbește doar despre calitățile personale, acest mod de desfășurare este facultativ și dacă ați dorit să comentați anumite din întrebările care au fost astăzi, am apreciat. Vă mulțumesc. Voi începe să vorbesc despre, mai întâi despre, așa cum recomandă regulamentul instituțional, despre modul de conducare cu doctorandul. Și vreau să spun că ușor și interesant să lucrez cu Sorin Dolea. De ce ușor? Fiindcă Sorin Dolea are o pregătire foarte solidă, foarte bună. El, deși este încă tânăr, dar are un background solid. A făcut studii peste putare, după cum este arătat și în CV-ul anexat la teză, până în masterat la Geneva, în domeniul soluționării internaționale disputelor. A făcut cursuri la Academia de Arbitraj Internațional de la Paris, la Academia de Drept Internațional de la Haga. Deci, deja avea formate aptitudini de cercetători pe care, pe parcursul lucrării, le-a dezvoltat.
certitudine au fost materializate prin publicarea numeroase articole, 27 de articole în diferite ediții, atât în țară cât și peste hotare, inclusiv în ediții internaționale foarte prestigioase. Deci, Sorin Bonea este un cercetător deja format, cum spune, și el reușește să îmbine activitatea de cercetare și activitatea didactică, pentru că este profesor și la departament, dar îmbine și reușește să îmbine și cu activitatea practică. Când cunoaște problemele arbitrajului, nu numai din literatură, dar și din interior, din practica sa. El a participat și în arbitraje internaționale, adică știu că a fost expert într-un proces de arbitraj la Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga. Este reprezentantul sau ambasadorul Centrul Internațional de Arbitraj de la Viena, da? Este participă în dosare, participă în procese de arbitraj și în peste hotare, dar și în țară, acum pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional, lângă Camera de Comerț și Industrie cu Moldova, este un litigiu unde una din părți este reprezentată de domnul Dorea și în viitor apropiat, probabil că va deveni și arbitru această curte de arbitraj. Adică această simbioză de cunoștințe teoretice și deci abilități practice i-au permis să facă o teză într-adevăr valoroasă. Spuneam că mi-a fost interesant să mă lucrez cu Sorin, un simplu motiv că este o temă, este o problematică care îmi este aproape și mie, arbitrajul. Despre arbitraj s-a scris în Republica Moldova, iată, îmi amintesc foarte bine teza, eu aș spune, notorie, susținută de Ana Lazar, cu susținerea conducătorului științific, doamna Violeta Cunicaru, tema eficacitatea aceste probleme s-au materializat în profunde
puterile, recomandările pe care le-am făcut pentru a evita acest fenomen negativ, care este procesele paralele, așa? Și a făcut acest lucru într-o manieră foarte pertinentă, făcând propuneri de lege finală, făcând propuneri pentru elaborarea viitorilor naționale în investițiilor, unde să fie definitivate aceste carențe și lacune care există în prezent, astfel încât să suprească statul de plata unor sume destul de importante. Și că în aceste procese referitoare la tratatele investiționale este vorba de sume foarte bun, foarte bun sistem. Deci, nu o să mă mai refer la teză, dar vreau să spun, ca să închei, că avem în față un tânăr cercetător format, cum ce v-ai spus, și a demonstrat acest lucru și prin teza sa, și prin prestația sa în cadrul susținerii publice. Și este să ca în aceea că eu am avut mulți doctoranți, deci pot să mă apar. Și de ce pot să spun că așa doctoranți ca Sorin Dolea, noi de-a domnul. Sunteți înainte de teamă? Deci eu îmi doresc să mai am așa doctoranți ca Sorin Dolea, iar lui Sorin îi doresc succese mari și realizări frumoase. Mulțumim și felicitări. Sunteți în termen sau înainte de termen? Suntem aproape în termen. Adică înainte de termen? Adică avem o gureac în perioada de grație, suntem... A, în perioada de grație. Da. Pentru că la 3 ani se dă și un premiu bănesc. Sunt cei mai tari. Cei mai tari. Mai lăsăm. Mulțumim. Mulțumim. Într-adevăr, dacă te uiți atent concluzii și recomandări, mai mult concluzii, Sorina aici propune și o limitare a definiției de investiții pentru a intra în categoria investițiilor despre care dumneavoastră vorbește, da? Pentru a evita aceste procese paralele. Dar probabil emoțiile sunt... Da. Cu părere de rău, nu avem un răspuns din partea Ministerului Justiției, toate că au fost transmise aceste propuneri de lege referendă pe data de 5 mai și avem și un număr de intrare, 5505, dar poate grație faptului că aceste susțineri sunt publice și apar și în spațiu virtual online, poate într-un fel 30 de zile au trecut. În care trebuia să Ministerul Justiției să ne dea un răspuns, dar probabil examinează. 30 de zile suplimentare. Da, 30 de zile suplimentare. Au tot dreptul, da. Perioada de grație pentru ei, ca să studieze, fiindcă nu este o temă care este ruptă din context, este o temă care se discută, chiar dacă se discută mai mult, poate nu pe palierul juridic, necesitatea modificării legislației, se discută că investitorii nu vin la noi din cauza insecurității raportelor juridice și a corupției care persistă, dar bine, este discutabil în momentul în care ai un cadru legal foarte bine definit. A fost și întrebarea avocatului Bilo, spune că dacă ar fi fost implementate mai devreme aceste recomandări, s-ar fi schimbat într-un fel tabloul? Eu cred că nu. Nu s-ar fi schimbat tabloul, dar poate soluția ar fi diferită între anumite cazuri. Noi, Tatiana, dacă vrei să te expui pe teză. Nu am dreptul. Nu ai dreptul conform regulamentului, de asta nici nu mă expun. Am înțeles. Dacă nu dorești să te expui, nu dorești să pui întrebări, atunci noi cred că o să trecem la etapa următoare, care... Dacă eventual nimeni din sală, mai avem persoane care s-au apropiat acum, cât de presupune perioada de discuții, iarăși expunerea de păreri. Dacă mai dorește cineva să-și expună părerea, nu. Atunci eu voi încheia această parte a susținerii publice și vom trece la deliberare. O să rog membrii comisiei să rămână în sală. Onorați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență, voi aduce la cunoștința publicului prezent decizia Comisiei de Doctorat în următoarea componență.
Cojocaru Violeta, președinte al Comisiei Doctorat, Băieș Aurel, conducător științific, distinși referenți Mihalache Iure și Gribincea Lilian, care au evaluat teza de doctor în drept cu titlul Soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional, elaborată de Dorea Sorin. A constatat următoarea. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare, au fost respectate cerințele de form și de fond. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza și au atribuit calificativul foarte bine. Membrii comisiei doctorat au votat conferirea titlului de doctor în drept autorului tezei Dorea Sorin, după cum urmează pro 4, contra 0. În temeiul acestora, comisia doctorat a decis, a atribuit calificativul foarte bine tezei domnului Sorin Dolea și a conferit titlul de doctor în drept. Vă felicităm pe dumneavoastră, felicităm conducătorul științific și Școala Doctorală Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova. Dacă doriți să spuneți ceva, domnul Dolea. Da, vă mulțumesc. Pot vreau să mulțumesc pe conducătorul științific, președinte și tuturor membrilor prezenți astăzi. De asemenea, vreau să mulțumesc membrilor Comisiei de Îndrumare, care m-a ajutat în elaborarea tezei, și în ultimul rând, Departamentul Drept Internațional și European al Facultății de Drept al Universității de Stat din Moldova pentru ghidarea și asistarea mea pe parcursul îndocmirii tezei de doctor. Declar ședința închisă.